Salutare dragii mei și bine v-am găsit la un nou vlog pe canal. Eu sunt Gabriel Licosa și în episodul de astăzi ne vom uita la microscop. Am glumit, nu ne vom holba chiar așa la acest microscop, chiar dacă el este în esență o piesă de colecție. Dar pentru episodul de astăzi v-am pregătit ceva special. Astăzi am să vă prezint 6 animale desprinse parcă dintr-o altă lume. Și de ce spun că sunt desprinse din altă lume? Pentru că ele se pot vedea doar la microscop. Și unul din aceste animale pe care vi le voi prezenta astăzi este cel mai rezistent animal de pe planetă. El a fost trimis chiar și în spațiu, de unde s-a întors ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Aceste animale pe care vi le voi prezenta astăzi trăiesc pretutindeni chiar și în apa ta pe care o bei. Dacă te-am făcut curios și vrei să le vezi și tu, stai cu mine până la sfârșitul acestui clip și îți promit că vei vedea ceva ce nu vezi în fiecare zi. Dar pentru ca acest episod să apară astăzi, trebuie să-i mulțumim lui Bogdan Alexa, cel care a surprins aceste animale pe lama lui de microscop. Și în continuare, ca să putem discuta despre cei 6 fantastici, să le zicem așa, pe lângă acest microscop mai am nevoie de un monitor și un laptop. Primele 3 animale din acest episod fac parte din clasa crustacea. Sunt puțin mai cunoscute decât celelalte, să zicem foarte puțin. Probabil ați auzit de ele sau unii mai norocoși probabil le-ați și văzut la ora de biologie. Și vom începe cu acest animăluț care se numește ostracod și probabil vi se pare că în imagini este o scoică cu picioare, dar să știți că acesta este un crustaceu, nu este o moluscă. Acest animăluț este supranumit și crevetele sămânță. Probabil vă dați seama de ce. Iar corpul lor este aplatizat și protejat de o carapace bivalvă, exact ca în cazul scoicilor. Puțin știu că acești crustacei pot produce și bioluminiscență, pentru că sunt dotate cu organe ce pot produce chimicale luminiscente. Până acum s-au descoperit și s-au descris peste 70.000 de specii. Al doilea animal pe care îl prezint este de asemenea foarte cunoscut, mai ales în lumea acvariștilor, pentru că acest animal se folosește ca hrană pentru peștii de acvariu, în special pentru alevin. Acest animal este denumit și purice de baltă, probabil ați auzit de această denumire. Îl putem observa în apă chiar și cu ochiul liber, însă îl vom percepe doar ca un punct care se mișcă prin apă. Aceste animale fac parte tot din clasa crustacea, prin urmare se înrudesc cu ostracodele, animalele pe care le-am văzut mai înainte, însă sub microscop ele arată așa, cum le vedeți în acest monitor. Dar am să vă pun și imaginea full screen pentru a vă arăta câteva chestii interesante care cu siguranță v-au scăpat. Spre exemplu, aici se poate observa foarte bine zona capului. Punctele acestea negre sunt ochii compuși. Putem observa cu foarte mare ușurință aparatul bucal cu sistemul digestiv, dar vreau să pun un pic pauză pe acest cadru pentru a vă arăta că aici este creier. Vă vine să credeți sau nu, dar și acest animal are creier. Acum în imagine aveți inima acestui animal care bate cu o viteză foarte mare. Nu știu exact câte bătăi pe secundă are inima acestei ființe. Și vedem în continuare intestinul, cum se continuă spre partea posterioară a animalului. Dacă vă uitați cu atenție, acest animal este și el la rândul lui parazitat, chiar dacă are dimensiuni foarte mici. Putem vedea atașat pe corpul dafniei câteva rotifere și alge. Aici avem un prim plan cu antenele. Dacă vă place acest animal și vreți să aflați mai multe lucruri despre el, aș putea face un episod în care să vorbesc doar despre dafni. Scrieți-mi, vă rog, în comentarii dacă vă plac aceste animale și vreți să fac episoade cu fiecare specie în parte. Un alt animăluț cunoscut printre pasionații de acvaristică este ciclopul, pe care îl putem vedea în imagini. De asemenea, este un animal ce face parte din clasa crustaceilor, sub clasa copepodelor. Îi putem observa corpul alungit. În zona capului putem observa 2 antene și 2 antenule. De fapt, antenulele sunt mai mari decât antenele și au rol important în locomoție, ele fiind folosite pe post de vâsle.
alături de coada lor considerată motorul acestui organism. Acești ciclopi se hrănesc cu alge sau alte microorganisme, dar la rândul lor fac parte din lanțul trofic deoarece sunt importantă sursă de hrană pentru pești. Și iată ne ajungi la animalul pe care eu țineam neapărat să vi-l arăt, cel mai rezistent animal de pe această planetă, numit și urs de apă. De fapt, acest animal este extrem de mic. El este un tardigrad și aceste animale sunt răspândite pe tot globul, de la 6.000 de metri înălțime până la 4.000 de metri adâncime sub pământ. Aceste animale pot fi găsite pe sol și nisip umed, dar și pe mușchi, în ape dulci, stătătoare sau în ape lin curgătoare. De ce spun că acest animal este cel mai rezistent animal de pe planetă? Deoarece s-au făcut experimente și s-a demonstrat că tardigradele sunt capabile să trăiască în condiții extreme, la temperaturi de minus 273 de grade Celsius și la plus 151 de grade Celsius. Înmulțirea la unele specii de tardigrade se face prin partenogeneză și am mai vorbit despre partenogeneză și în episodul acesta, dar sunt și tardigrade care au reprezentanți în specia lor atât de sex masculin cât și de sex feminin și au o mulțire sexuată. Se hrănesc cu specii precum nematode, alte tardigrade, bacterii, alge, acarieni și colembole. Dacă vi se pare la fel de interesant acest animal cum mi se pare și mie, am o rugăminte la voi, scrieți-mi, vă rog, în comentarii dacă doriți un episod în care să vorbesc doar despre tardigrade. Și ultimele două animale despre care vom vorbi în acest episod sunt niște animale foarte speciale, pentru că sunt minuni ale naturii. Ambele specii sunt animale unicelulare și vom începe cu animalul pe care îl vedeți în imagini, adică paramecium. Paramecium este un animal unicelular, are corpul alungit, forma unui pantof și întregul lui corp este acoperit cu cilți scurți și uniformi. Așa după cum puteți vedea și în imagine. La interior se găsesc organitele celulare, două vacuole contractile și doi nuclei. Nu intru acum în detalii, dar dacă vreți într-un alt episod putem discuta numai despre paramecium. Respirația se realizează pe toată suprafața corpului și cât privește modul de hrănire, paramecium are o nutriție holozoică, adică poate fi considerat un prădător în lumea aceasta microscopică. Și așa mici cum sunt, prin modul lor de hrănire asigură purificarea apelor. La parameci, înmulțirea se realizează atât sexuat cât și asexuat și ce ați văzut în aceste imagini este de fapt o înmulțire sexuată la parameci. Vă prezint ultimul animal din acest episod și îl vedeți acum în imagini. Acesta este cel mai simplu animal unicelular. Este răspândit în ape dulci, stătătoare sau pe pământ umed și putem spune că are aspectul unei mase cleioase cu forma corpului mereu în schimbare. Iar pentru a se deplasa, amiba formează niște prelungiri ale citoplasmei, așa cum putem vedea aici, care au primit numele de pseudopode sau picioare false și aceste pseudopode ajută acest animal să se deplaseze. Dacă acest animal întâlnește hrană în calea sa, această particulă este înconjurată de pseudopode și introdusă în interiorul corpului, adică în citoplasmă, și în jurul bolului alimentar se formează o vacuolă digestivă care digeră alimentul cu ajutorul sucurilor sale digestive. Și acestea au fost cele 6 animale pe care vi le-am prezentat astăzi. Sper că v-au plăcut la fel de mult ca și mine. Dacă v-a plăcut acest episod, nu îl țineți doar pentru voi. Distribuiți-l și prietenilor voștri, cărora, bineînțeles, le plac animalele, pentru a vedea și o mică parte din lumea nevăzută care ne înconjoară. Bineînțeles, dacă nu sunteți abonat la canal și doriți să vedeți și alte episoade despre animale și natură, vă puteți abona apăsând aici sau pe acel buton roșu unde scrie abonează-te. De asemenea, vă invit și pe canalul lui Bogdan, dacă intrați aici, veți putea vedea ce animale a mai găsit el pe lama lui de microscop. Și acestea fiind spuse, până data viitoare când ne vom revedea, nu uitați să ascultați, să observați și să învățați de la natură.